Bună seara, domnul Cristoiu. Bună seara. Mă auziți? Da, vă aud. Dumneavoastră ne auziți? Da, sigur. Mai mult decât bine. Să încinge lupta de clasă, domnul Cristoiu. Piedone nu se lasă. În ce măsură schimbă datele jocului intrarea în competiția electorală a domnului Cristoiu? Deocamdată nu schimbă nimic. Ne aflăm mai e până pe 9 iunie. Se pot întâmpla multe și nu pot să spun că schimbă cu ceva. Sigur este că dacă ar fi candidat Gabriela Firea, ar fi schimbat. Nu pot să-mi dau seama de unde ia domnul Cristian Popescu Piedone electorat. Deocamdată sunt tot felul de vorbe, declarații. Eu vă spun, din stat m-am lecuit de două ori în această viață de a paria și a spune că nu se poate, că este imposibil. Prima dată când n-am crezut că va pierde Năstase, în 2004, nu venea să cred. Și a doua oară când nu credeam că o să pierdă Victor Ponta și o să câștige Claus Ioan. Te anunț de pe acum că nu o să veneți de la mine ideea, ăla n-are nicio șansă, ăla are o șansă. Vom fi ca niște cronicari. Cred că toți au șanse. E spectaculoasă, evident, mediatic, intrarea lui Piedone în cursă. În ce măsură poate fi ea și utilă candidaturii lui? Și mă refer în întrebarea mea la noastră, la, dacă vreți, o paralelă cu traseul spectaculos al doctorului Oprescu din 2008, în care PSD-ul avea un candidat, PNL-ul avea un candidat, dar să vedeți, surpriză, a ieșit Taman Independentul, e drept cu carne de partid în buzunar. Domnul Ciutacu, avem la acești trei candidați o situație diferită. Și Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan sunt pe complot. Cu atât mai mult este Cristian Popescu Piedone, pentru că eu nu cred că partidul lui poate însemna ceva din punct de vedere al forței electorale. Deci, cât ați văzut și el, și Nicușor Dan și-au luat pe complot. M-a ales el. În consecință, dincolo, deocamdată, mie mi-a plăcut omul, deocamdată, nu l-am văzut în viața mea pe domnul Cristoiu. Acum mi-a făcut o impresie bună, dar poate e prima impresie a unui om pe care nu l-am văzut. Practic mă așteptam să fie mai slab. Va depinde fundamental de ambiția lui de a vrea. Nu știu, nu asta poate știți. Eu nu știu dacă el vrea, dacă a zis așa în silă, hai să fac cu tare. Dar el are în spate o mașinărie de partid uriașă și nu pe Burduja și pe Firea. Bănuiesc că îi se vor angaja consultanți. Și în cazul lui, nu cred că cele două partide vor putea permite să joace la un offside, dar în cazul lui Cristian Popescu Piedone pot suspecta că la un moment dat poate fi lăsat în offside de către partidul domnului Dan Voiculescu. Partid mic, are o televiziune, dar nu ajută. Deci aici, semnul de întrebare, dacă vreți să mă credeți în această campanie, un semn de întrebare, l-am văzut mai înainte pe candidat, este dacă Cristian Popescu Piedone nu va renunța la un moment dat. El zice că nu, să jură că nu. Domnul! S-a mai jurat și că nu candidează. Robert Turcescu, care s-a alăturat discuției noastre, spune că s-a mai jurat și că nu candidează și uite-l că acum avem în postură de candidat. Deci un precedent, să spunem, că există. Dar apropo de impresii, domnul Cristoiu, ce impresie v-a făcut prestația și prezența doamnei Firea la evenimentul în care a fost nevoită să-l prezinte pe domnul Cristoiu în calitate de candidat? O să râdeți, nu o să fi șocat, mi-am intitulat jurnalul meu video Victorioasa Gabriela Firea. Domnul Ciutacu, înainte vreme, pe vremea comuniștilor, ca să poți să iei gâtul secretarului, primului secretar, trebuia să fii membru al CC. Ea a rămas membru al CC, este foarte important. Mi-a dovedit acum, deși toate televiziunile o fixau pe ea, că e un mare om politic. Adică să reziști, să-l prezinți, sigur că nu i-a dat numele, dar să reziști și să spui că ești soldat disciplinat al partidului, înseamnă că te gândești că rămâi în CC și la un moment dat poți să zici că e gătul. Deci, doi,
pentru ea acest moment a fost cel mai mare succes al vieții, dintr-un simplu motiv. Dacă ea candida unic, nu avea nicio șansă, peneliștii nu votau. Dacă ea candida din partea PSD, pierdea, deoarece ia multe din votul domnul Cristian Popescu Piedone, ori așa rămâne, știți și noastră, cum e uneori nostalgia bărbaților. Bă, dacă mă însuram cu aia, așa o să zică electoratul. Bă, dacă era Gabriela, Firea, ai de mine. Rămânem noi cu nostalgie, rămâne electoratul PSD. Ea nu e consumată, se încarcă acum cu, cum să zic, e soldată disciplinată a partidului, un mare lucru în PSD, sunteți de acord? Cei care sunt oameni de partid și analiști știu. Adică, uite-mă săraca, deși a făcut-o, a tras-o pe soară, Ciolacu, totuși ea a rămas cu noi. Deci a fost astăzi un exercițiu de mare politician. Este, noi, eu cel mult nu aș fi rezistat. Nu știu, dumneavoastră, poate sunteți mai bun politician. Adică eu, în timp ce erau ea cu camerele, nu știu, mă strâmbam, mă scârpinam, făceam ceva să arăt că sunt supărat. Da, ea e un politic, așa cred eu. Nu riscă mult Marcel Ciolacu prin nenominalizarea Gabrielei Firea și nominalizarea unui om care nu este membru de partid într-o cursă pe care teoretic ar trebui să o domine categoric? Domnul Ciolacu, cheia acestui moment îl reprezintă declarația domnului Ciolacu, susținută de o declarație și de-a domnului Ciucă, și anume 9 iunie este o verificare a alianței. Sunteți de acord? Da. Și în consecință, dacă alianța, dacă trece și nu se rupe, atunci se va merge la prezidențiale cu un candidat unic din partea unui partid și la premier cu un candidat unic din partea unui partid. Victoria alianței constă în faptul că au evitat candidații separați. Dacă ar fi fost candidat separat, coaliția nu rezista. Iertați-mă, și dacă merg pe candidaturi comune la primăria Capitalei și la sectorul 1, care au fost cailor de bătaie 4 ani de zile și le pierd pe amândouă, ce s-o dură de alianță mai asta? Și care mai e justificarea alianței? Păi și ce? Depinde cum ei merg pe varianta lăsăm, putem să pierdem primăria, vom câștiga consiliul. Cine știe ce înseamnă să câștigi consiliul, să ai majoritatea, dar nu, încă o dată, în scopul fundamental, care este un scop pentru care lucrează și pe plan intern, dar și pe plan extern, duduie pentru păstrarea stabilității, ca să zic așa, cum zic ei, pentru că România este acum cea mai mare bază militară NATO din Europa, cea mai tare știință. Urmează să devină. Poftim? Urmează să devină, e în curs de devenire. Da, eu sunt mai prăpăstios ca noastră. Eu cred că tică e ceasul către iunie 41. Adică și România va avea un rol fundamental în cadrul noului război sfânt. Și atunci nimeni nu-și poate permite să aibă aici instabilitate. Coaliția asta este foarte bună. Cred că e unul din faptul că se pariază atât pe această stabilitate. Mă rog, zic, poate sunt prăpăstios, dar ceva e neregulă. Păi în cazul ăsta înseamnă că și prezidențialele sunt rezolvate, nu? Că nimeni n-are interes, dacă vor stabilitate guvernamentară, să iasă președinte unul care iese de sub controlul lor. Domnul Ciutacu, riscând să mă contrazică pro-europenii străini, când ai cea mai mare bază militară NATO într-o țară precum România, cu 10.000 de militari, vreau să știți ce înseamnă, și fiind și la Marea Neagră... Uriaș. Păi nu, și fiind aici în coastă, că dacă ești în Germania, aici, da? În acel moment, noi nu vom mai vota președintele României timp de vreo 50 de ani. Vă garantez. Vă garantez la rece, nu de tip... Nu-l votăm sau votăm și nu contează ce votăm, că e deja stabilit în avans? Nu știu, dumneavoastră, dacă ați fi. Nu înțelegeți această esență, aceste cinturi, cea mai mare bază militară NATO, nu în Germania. În Germania e la nu știu câte sute sau mii de kilometri de Moscova. Noi suntem aici, Marea Neagră, Ucraina, Moldova, aici. Bază 10.000, cine își poate permite pe planeta asta, din vest,
să lase cei 10.000 de militari cu armament, cu toate astea, să lase România, care e o bază militară deja, să facă ce vrea. N-am zis în sensul că ne vor pune premier pe care nu-i vrem. Nu va fi niciodată Șoșoacă premier în această țară. Dacă... Simion președinte? Nu. Nu, pentru că vă spun și de ce. Nu că Simion, că Meloni arăta că e mai bună pro-americană decât Draghi. Eu și vă garantez că domnul Simion ca președinte va fi mai pro-atlantic decât Iohannis. Că așa e viața. Problema, domnul Citacu, este următoarea și voi să fie de acord. Având alegeri generale, niciun partid nu va avea majoritate. Să zicem că PSD va avea 30 și ceva la sută. Da. Problema este că se poate face o alianță stabilă numai PSD-PNL, da? Da. Altfel vom avea pentru partenerul extern o alianță. Imaginați-vă între PNL 20 și ADU, da? USR, da. Deci PSD-ul, dacă câștigă, nu se poate alia decât cu AUR ca să facă majoritate, stabilitate, da? Sau cu PNL-ul. Păi eu ce spun? Nu-i mai bine să faci la început? Eu am spus că eu am vorbit de interesul stabilității și nu am zis tendențios. Am spus, calculul rece arată că în acest moment, nu știu, poate se încheie mâine războiul din Ucraina și toate calculele, dar la ora actuală, cu atmosfera, cu ce dau și prizearele franțuzești, că francezii chiar se pregătesc să intre. Adică și cu această situație nimeni nu își poate permite aici, în România, să aibă o instabilitate, să aibă guvern de coaliție cu Mucacetui, cu nu știu, cu Hermălaie, că trebuie să iei decizii, nu-i așa? Sunteți de acord? Da, absolut. Da, adică mai țineți minte când a fost agresiunea NATO, a trebuit să-l roage pe Iliescu să se abțină. Da. Acum nu mai poate, acum mai trebuie să-l mai roage pe domnul Ciolacu să se abțină? Păi nu e, da. Ciolacu să fie alesul sau Ciucă? Că la cum spuneți noastră, cu o bază de 10... Unul președinte și unul premier, bănuiesc pe seama unui acord. Așa e calculul acum. Nu contează. Contează unui premier și unul... Nu există niciun risc să apară un as din mânecă, un as care să răstoarne acest calcul? Sigur, din punct de vedere al vieții, se poate încheia războiul din Ucraina și apar 10 contracandidați. Dacă nu se încheie, nimeni nu își poate permite în această țară. Își poate permite Scholz să facă ce vrea și Germania, da? Își poate permite. Nu, e război, domnul. E război. A zis, faceți toată emisiune și cum adică e posibil ca Uniunea Europeană să ne anunțe că trecem la economia de război? Dacă vedeți, nici PPE-ul, nici socialdemocrații n-au proiect. Digitalizarea, infrastructură, educație, au proiect să cumpărăm glanțe. Economie de război chiar înseamnă economie de război. Da. Înseamnă să iei de la sănătate, de la infrastructură. Să bagi în industria de armament. Păi asta înseamnă că nu e. Înseamnă că e o atmosferă care favorizează, ca și în Israel, guvernele stabile și de coaliție. Așa cred eu, dar mă rog, sigur că viața e complicată. Vă mulțumesc mult, domnul Cristoiu, că ați fost în țara asta alături de noi și vă mai așteptăm cu cea mare plăcere oricând considerați că e momentul.